Dragi telespectatori, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Noi să fim sănătoși. Avem astăzi alături de noi pe doamna dr. Dana Gianu, medic primar chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică, doctor în științe medicale, profesor asociat în cadrul Universității de Medicină din București, copreședinte al Societății Internaționale de Medicină și Chirurgie Regenerativă, vicepreședintele Societății Române de Chirurgie Estetică. Doamna doctor, bine ați venit! Mulțumim de... Bine v-am găsit! Mulțumim că ne-ați onorat această invitație. Dragi telespectatori, după cum v-am informat și pe pagina noastră de Facebook, vom discuta astăzi alături de doamna doctor despre chirurgia estetică. Și mai precis vom discuta despre acele repere de care ar trebui să ținem cont cu toții, și medici și pacienți, în momentul în care evaluăm posibilitatea de a apela la chirurgia estetică. Trăim cu senzația că chirurgia estetică este o descoperire nouă, este ultimul răcnet în materie de medicină, de frumusețe, de sănătate. Doamna doctor, când și cum a apărut chirurgia estetică? Chirurgia estetică a apărut, cred, în preistorie, pentru că omul a fost preocupat după ce și-a asigurat hrana și, știu și eu, toate cele necesare și peștera și a putut să se privească într-un ochi de apă, să se oglindească într-un ochi de apă, a văzut că sunt lucruri de îmbunătățit. Așa au apărut tatuajele, de exemplu, care aveau, dincolo de un scop ritual sau de un scop religios, aveau un scop estetic. Și nenumărate alte, să spun, intervenții estetice, și sunt bine cunoscute triburile încă străvechi, care se și astăzi le mai regăsim, lungirea gâtului sau mărirea lobului urechii sau diverse, sau chiar a buzelor. Este un procedeu de expandare treptată în care este un mesaj estetic, dar este și un mesaj de ierarhie în trib. Deci probabil că odată cu apariția omului a apărut și nevoia de a se înfrumuseța, și probabil că aceasta va dăinui atât cât va dăinui omul. Această preocupare pentru frumos, pentru a transmite mesaje diferite, dar și estetice, comunității în care trăiește. Apoi India, ca să menționăm doar cea mai, știu și eu, veche atestare documentară, exact, acolo unde se făceau amputații de nas pentru femeile adultere. Și atunci, sigur că exista și nevoia reparării. Și atunci, cele mai vechi lambouri pentru cele mai vechi operații plastice, de chirurgie plastică, mă rog, dacă putem să le denumim de chirurgie plastică, au fost în India. De asemenea, în Egiptul antic sunt cunoscute, au fost făcute primele trepanații și acolo chiar reconstrucții de ureche, chiar plăgi îngrijite, fiindcă era o civilizație foarte avansată, și bineînțeles peelingurile. Nu-i așa? Cleopatra era recunoscută pentru diversele tehnici și metode de a se înfrumuseța și în tinerii. Deci iată că pe parcursul istoriei am fost, să spun, omenirea a fost preocupată să arate mai bine, să corecteze anumite stigme pe care le-au suferit în timpul vieții. Și s-au găsit chirurgi dornici și capabili să facă acest lucru. Apoi, în Evul Mediu, a căpătat o adevărată amploare, să spun, studierea anatomiei, și odată cu acest studiu al anatomiei a apărut și dorința chirurgilor bărbieri de a repara din nou fie deformități dobândite în urma plăgilor de război sau din nou adulter sau chiar malformații congenitale. Și este bine cunoscut Talia Coții, care este unul din părinții
chirurgiei plastice, chirurgiei estetice, dacă vrem, care a făcut mari sacrificii, inclusiv de a suporta anatema societății lui, cel mai înalt grad de anatemă, respectiv excomunicarea, ceea ce nu însemna numai că te-ai exclus din comunitatea pământeană, dar riscul era să fii exclus din comunitatea de dincolo de moarte. Deci și foarte multe cazuri pot continua de oameni care au ținut foarte mult la părerile lor, la tehnicile lor, la descoperirile lor. Sunt germanii, Joseph, de exemplu, care și el a avut de suferit foarte mult, fiind un chirurg de mare excepție și făcând foarte multe progrese și aducând multe inovații în chirurgia nasului, americanii mai apoi și așa mai departe. Deci, iată, istoricul chirurgiei plastice începe, cum discutam chiar înainte de emisiune, practic avem un prim protocol operator încă din anul 800 înainte de Hristos, deci cam cu vreo 400-500 de ani înainte de Hipocrate, considerat părintele medicinei moderne. Sigur. Revenind însă acum la mileniul nostru, aș vrea să aducem în atenția publicului extrema cealaltă, latura cealaltă a chirurgiei estetice. Pentru că dacă, după cum povesteați la început, vorbeam de o specialitate medicală, de o ramură a medicinii apărută pentru a corecta, știu eu, traumele de după război sau chiar mutilarea prizonierilor sau prin norme sociale. Având deosebit. Vorbim acum despre o altă extremă și a fost un caz care a făcut destul de multă vâlvă, cazul unui cântăreț pop, care a optat pentru niște modificări estetice, unele dintre ele mergând chiar prost. Mă refer acum la Pete Burns, popstarul britanic al tinereței noastre, nu? Anii 80, care a suferit tinereții o grămadă incipiente. De... care a suferit o grămadă de... de intervenții de medicină estetică și chirurgie estetică. Și a fost chiar victima unei pentru cei care nu știu, este din deci este o femeie, este o înfățișare de femeie din practic o înfățișare masculină. Era un bărbat este un bărbat care a apelat la tehnici de modificare corporală, mă rog, nu discutăm vis-a-vis de aceste aspecte. Nu discutăm aspectul transexualității. Ceea ce l-a adus în atenția publicului a fost faptul că în 2002 medicul estetician a apelat la o tehnică considerată nouă de injectare a buzelor, care i-a pus în pericol sănătatea. S-a discutat la un moment dat chiar despre amputarea buzelor, a necesitat undeva în jur de 100 de intervenții. Practic, produsul nou care i-a fost injectat în buze a interacționat cu produsul vechi și de aici toate problemele care au fost. Vorbim în momentul de față despre aceeași chirurgie estetică sau vorbim despre altceva? Vedeți dumneavoastră, pacea este un lucru extraordinar, dar are și pacea, libertatea sunt niște repere pentru noi, nu? Dacă în chirurgia estetică sau chirurgia estetică, chirurgia plastică, mai ales a înfățișării, a căpătat un avânt extraordinar din dorința de a corecta traume și mutilări de după război, deci în partea post-belică erau foarte mulți oameni care nu aveau, aveau fețele complet mutilate și atunci o întreagă pleiadă de chirurgi, de doctori au vrut să ajute oamenii să arate normal. Fiindcă avem o lungă perioadă de pace, slavă Domnului că este așa, acum lumea uită normalul și încep mutilările,
Pentru că limita dintre normal și mutilare este mică, dar deja eu vorbim de altfel decât de plăgile de război. Acolo unde n-ai ochi, n-ai masiv facial sau n-ai nas sau n-ai bărbie, deci acestea prin lipsă, ci vorbim de niște trasee aberante, de niște derapaje aberante de la o înfățișare normală. Dincolo de problemele de profil psihologic sau psihiatric, apropo de schimbările acestea de la un sex la altul, vorbim de faptul că acest om, acest semen al nostru, a dorit să semene cu o femeie, a dorit să fie femeie. Și așa cum ne-ați arătat, arăta chiar bine la început. Adică era o femeie, avea o înfățișare de femeie drăguță, de femeie armonioasă, trăsăturile erau dulci, erau atractive. Cazul lui Pete Burns implică practic două componente separate. Pe de o parte, cel a făcut să-și dorească să devină din bărbat, femeie. Și care poate exterior. Nu este subiectul emisiunii noastre subiectul de astăzi. Emisiunii noastre de astăzi. Dar, pe de altă parte, discutăm despre acea obsesie pe care ajunge la un moment dat să o dezvolte persoana care apelează la chirurgia estetică sau pe care poate ajunge să o dezvolte și care îl duce, l-a împins să-și dorească ultimul răgnet să experimenteze în continuare și care, iată, exact, a avut un deznodământ nefericit. Deci, practic, atât abandonarea, să spun, sexului lui genetic a constituit un exces. A constituit ceva ieșit din comun. Deci, el a continuat să își dorească ceva ieșit din comun și după aceea. Deci, de aceea spun că acest comportament poate fi bine analizat de un psiholog sau de un psihiatru, pentru că, practic, se transferă dorința de a purta o altă mască mereu. Nu e mulțumit cu ceea ce are și la un moment dat, ar fi trebuit să spună nu. Ajunge să mă opresc aici, a fi o femeie atractivă. Și n-a avut nici medicii care să-l oprească, pentru că, vedeți dumneavoastră, este o junglă, dacă presupunem că numai medicii fac lucrurile acestea. Este o junglă în sensul că ce-și dorește pacientul și ce poate să, până unde poate medicul să împingă limitele acestea ale transformării. Ar trebui să existe un nu la un moment dat dictat de conștiința fiecărui medic. Vorbim practic despre o limită destul de fragilă între acel moment în care pacientul depășește ceea ce îi se pare normal medicului și nu vorbim neapărat despre prisma conservatorismului. Pentru că vorbim despre un cerc vicios, nu? În care pacientul dorește diverse modificări, are poate o potență financiară care să-i permită să le susțină, iar medicul, dincolo de menirea sa ca apărător al sănătății și al bunăstării individului, este o persoană care are și niște interese financiare, pentru că trebuie să recunoaștem că în momentul de față medicina este o industrie, serviciile de sănătate sunt o industrie, și pe de altă parte, situațiile acestea extreme, oricât de ciudat ar fi, reprezintă totuși pentru medic o provocare de a face ceva ce nu s-a mai făcut, de a stabili un nou standard din punct de vedere tehnic. Și atunci vorbim despre niște dificultăți de ordin moral. Da, aici. Exact, de ordin etic și de ordin moral. Practic, nimic nu trebuie pus înaintea siguranței și sănătății pacientului. Niciun medic, niciunui medic care a depus jurământul lui Hipocrate nu îi este permis ca din rațiuni financiare sau din rațiuni de trufie să fie responsabil. Din contra, el poartă în orice moment dulcea povară, dacă doriți, a responsabilității. Atât a responsabilității față de pacientul respectiv. Pacientul este o persoană naivă, este o persoană influențabilă. Nu ai dreptul să
să profiți de această naivitate, ci din contra, chiar dacă uneori, pentru că mulți medici se ascund sub pavăza, dar dacă pacientul a dorit, dar dacă pacientul ar fi fost mai fericit așa, n-am putut să-l refuz, el m-a rugat. Nu, este ca un copil. Pacientul poate să fie ca un copil. Un copil nu știe întotdeauna ce își dorește. Nu poți să-i dai să mănânci un kilogram de ciocolată, de exemplu, copilul pentru că știi că va muri. Întotdeauna ciocolată și dorește întotdeauna să se culce foarte târziu. De exemplu. Deci, noi știm foarte bine, ca și ființe responsabile, pentru că avem pregătirea necesară și avem experiența necesară să prevedem viitorul, atât apropiat cât și cel îndepărtat, să delimităm cadrul a ceea ce este permis față de ceea ce nu este permis. Deci, medicul este o ființă responsabilă. Și eu, din păcate, am văzut chiar și medici esteticieni și este foarte interesant dacă ați frecventa congresele de medicină estetică sau de anti-aging, adică congresele acestea de tratamente anti-îmbătrânire și unele dintre cele mai, să spun, caricaturale societăți este regăsită la, să spun, chiar la Monaco, trebuie să dau acest reper, unde vin foarte mult medici, mai ales ruși, doctorițe rusoaice, care sunt dovada vie că undeva chiar și în interior s-au pierdut niște piedici sau niște frâne, pentru că ele însele arată foarte neverosimil, foarte nenatural, foarte excesiv, deci complet. Deci, ca și cum victima și-au, exact, au căzut, profesii. Exact, au căzut victima propriilor fantezii. Pentru că, într-adevăr, industria poate să fie lipsită de scrupule și să permită, știu și eu, excese, îți vând mai multe produse, hai, te impulsionezi să folosești mai multe produse, dar tu, ca medic, în primul rând trebuie să-ți dai seama de tine. Iată, nu? Pentru că dacă mergi la un medic și recunoști că este excesiv, că are buze foarte mari, pomezi foarte mari, arată într-un fel ciudat, probabil că și tu vei arăta la fel. Poate că asta îți chiar dorești. Deci nici măcar nu putem să-i acuzăm de rea credință pe unii doctori. Ei chiar cred că așa. Sau poate că este o modă într-o anumită societate unde este și o ștampilă, un mesaj social, de statut social. Vezi că am bani, îmi permit să arăt așa, pot să injectez nenumărate cutii de substanțe și deci înseamnă că mi-este bine, am mult succes în ceea ce fac. Practic, putem vorbi despre o contopire între chirurgia estetică și standardele de frumusețe, standardele de fashion, nu știu, mă refer la acele tratamente stomatologice, de exemplu, de, nu știu dacă folosesc corect termenul, de tatuarea dintelui cu fel de intarsii sau se cum era la un moment dat diamante, un semn de bunăstare chiar și la noi, dintele de aur. Să se vadă bine, un dinte de aur acolo. Da, asta era un mesaj, într-adevăr. Astăzi nu se mai poartă dinți îmbrăcați în aur, cred, decât în anumite comunități, dar se poartă într-adevăr incrustațiile cu pietre prețioase, ceea ce, sigur, nu este domeniul meu de expertiză să mă pronunț dacă dintele va avea aceeași structură și aceeași rezistență. Probabil nu. Dacă introduci o pietricică, dacă îl pur și simplu întrerup continuitatea, dar încă o dată nu este domeniul meu de expertiză. Dar se pare, deci eu ca și chirurg plastic nu-mi permit să fac judecăți pentru dinții stomatologilor, în schimb nenumărați stomatologi se simt îndrituiți să facă tratamente de medicină estetică, abandonând cavitatea bucală și ieșind la nivelul reliefului tegumentar, deci de părți moi, care nu este de fapt apanajul lor și nu este curicula lor. Iar chiar mai mult decât atât, am întâlnit o explicație foarte amuzantă în ghilimele, că dacă pacientul tot este anesteziat pentru cavitatea bucală,
Ce-ar fi să-i administrăm și niște, niște tratamente gen acid hialuronic sau gen toxină botulinică? Este ca și cum noi chirurgii de chirurgie plastică am spune că dacă tot pacientul este anesteziat pentru o mamoplastie, de exemplu, să-i scoatem și câțiva dinți pentru că așa s-ar cuveni. Și eventual și un rinichi pentru care doi, nu? Adică e bine să ne păstrăm fiecare în teritoriile pe care le-am învățat, pentru că altfel intrăm într-un teritoriu minat și chiar dacă injecțiile pot părea foarte la îndemână, să nu uităm că au repercursiuni dintre cele mai drastice, atât ca și boli de se transformă în iatrogenii, deci în boli cauzate de doctori, sau au de-a face cu expresia, deja ceea ce vorbeam, deci cu această înfățișare. Iar înfățișarea ar trebui, practic, cred, legiferată, în sensul că nu te poți atinge decât în anumite limite în schimbarea și modificarea înfățișării, nu? Ea este, de fapt, o marcă, chiar și juridică, dacă vrem, dincolo de una estetică. Pentru că vorbesc mai devreme despre congresele din Monaco și despre persoanele care, doctorițele care se supun pe ele însele acestor proceduri, vreau să vă întreb, până la urmă, chirurgia estetică a prins numai la doamne sau sunt și domnii interesați de ea? Domnii sunt mai conservatori și din două motive, cred. Odată pentru că într-o societate, chiar și pe plan global, conduse de bărbați, bărbații nu au nevoie atât de mult de aprobarea din punct de vedere estetic a celorlalți. Ei sunt, să spun așa, se simt superior prin statutul pe care l-au, nu izvorât de felul în care arată, nu? Adică, cu alte cuvinte, să fie puțin mai frumoși decât știm noi cine. Și pe de altă parte, pentru că nici nu este o tradiție ca, cel puțin nu în societatea noastră, ca un bărbat să arate extrem de neted, de efeminat, de plăcut, nu, să spun așa, mai degrabă aș putea să spun că există tendința bărbaților de a păstra niște riduri, de a păstra o anumită fermitate, o anumită expresivitate, chiar uneori, deci de a nu contracara aceste semne ale virilității și chiar ale forței și ale experienței de viață, nu? În fond, asta un bărbat vrea să arate. Și pe de altă parte, pentru că chiar mai și dor. Și dacă dor un pic, atunci bărbații nu sunt mari amatori. Și cum știm, întotdeauna bărbații se tem de durere mult mai mult decât, exact, decât doamnele. Ceea ce e scris, cred, în codul genetic deja, pentru că nu nasc, nu au menstruație, nu nașterii. De-abia se epilează unii dintre ei, că și epilatul este un act de mare curaj. Care credeți că sunt totuși motivele pentru care pacienții se adresează în ziua de astăzi chirurgiei estetice? Am stabilit clar că deja s-a depășit... Scuzați-mă puțin. Aici vedem deja o doamnă care este la începutul... Eu sper să se oprească, dar deja a făcut un exces în ceea ce vește buzele. Deja buzele nu mai au acea moliciune, acele striuri chiar, ca să nu mai spun că nu mai au nici proporția necesară. De exemplu, buza de sus trebuie să fie o treime față de... cu o treime mai mică față de buza de jos. Deci deja buzele aici sunt 50-50% și nu două treimi așa cum ar trebui să fie. Deci, dintr-o dată s-au făcut niște excese. Cred că medicul respectiv vroia să injecteze niște acid hialuronic, iar nu avea indicație, pentru că la șanțul nazogenian. Șanțul nazogenian este șanțul dintre nas și gură. Ea nu mai are nici un șanț, sau cel puțin nu se vede din poziția în care este. Deci, iată, iarăși o depășire de indicație. De ce? Poate pentru că trebuia să explice pe cineva, dar putea să găsească o persoană care chiar să aibă indicație. Deci să nu uităm, noi atunci când facem tratamente de medicină estetică sau de chirurgie estetică, ele trebuie să aibă indicații. Depășirea indicațiilor este condamnabilă și aduce grave prejudicii persoanei care îl poartă sau care poartă, și pe termen lung slăbirea
reputației pe care noi, doctorii, o avem în fața publicului, să nu crede. Doar dacă figurile mutante vor deveni standard. Dacă în cazul acela, Doamne ferește, să nu ajungă așa ceva și atunci să trebuiască să devii sau să fie nevoie să devii mutant. Dar în condiții normale, la un moment dat, lucrurile astea se vor răzbuna pe noi, medici. Noi nu avem voie să facem lucrurile acestea. Bine, în cazul acesta, dar deja faptul că injectează niște buze deja mari, deja este un lucru care nu este în regulă. Și încă ceva. Mulți cred că acidul hialuronic este o substanță resorbabilă. Da, ea în principiu este o substanță resorbabilă, însă actualmente tehnica și compoziția și calitățile acidului hialuronic au devenit foarte performante și pot să rămână foarte îndelungat timp în țesuturi. Și încă ceva, injectările succesive, chiar dacă sunt la câteva luni distanță sau chiar la ani distanță, duc la permanentizarea sau la imposibilă resorpție a unui produs de altfel resorbabil, ceea ce am văzut din experiența noastră. Deci există și răspunsuri de tipul, știți, dar eu știam că este o substanță resorbabilă și așa mi s-a spus și uitați-vă că am buzele prea mari, deși persoanele care își doresc mereu buze prea mari se pare că pierd noțiunea și trebuie trimise repejor la psiholog care să găsească o problemă, o tulburare de imagine. Chiar voiam să vă întreb, în momentul în care vorbim despre modificare corporală sau modificare facială, știu eu, pornind de la situații chiar atât de simple pe cât vedem în imagine în momentul de față, pentru că practic tehnica de injectare cu acid hialuronic este, presupun, una dintre cele mai simple manevre din arsenalul esteticianului, nu? Dar în momentul în care vorbim despre a ajunge la o intervenție estetică, există și un psiholog care să facă evaluarea pacientului? Și mă refer nu neapărat la a stabili dacă este sau nu respectată acea limită a normalului, a sănătosului în procedura pe care o solicită pacientul, ci și la, mi-aduc aminte, am văzut acum câțiva ani un documentar despre o domnișoară manechin din Coreea care devenise victima unei dorințe excesivă, de nestăpânit, de a reinterveni. Patologică. Da, care a fost la un moment dat refuzată de medicii din clinica la care mergea, a apelat la altă clinică, la un moment dat niciun medic nu a dorit, pentru că apăruseră niște modificări la nivelul feței, avea un facies, o figură deja foarte inexpresivă, totul era blocat, imobil, din cauza injectărilor succesive și a ajuns la un moment dat la punctul de a se injecta singură cu diverse soluții care până la urmă duseseră la un aspect absolut hidos. Da. În ce măsură ar putea un consult psihologic să anticipeze această, să-i spunem, adicție de limitele patologice ale chirurgiei estetice? Întrebarea dumneavoastră conține mai multe puncte. Primul punct, injectarea de acid hialuronic nu este simplă. Pare simplă, dar nu este. Și din ce imagini cred că veți avea aici în arhivă, găsite de mine, am avut și eu proprii mei pacienți, dar mă rog, extrem de rar, deci nimeni nu este în afara, să spun așa, întâmplărilor negative, niciun medic, nu, care are experiență, cel puțin. Dar dincolo de asta, injectarea cu acid hialuronic este, în afară de responsabilitatea estetică, e și o responsabilitate de tip medical pur. În sensul că foarte ușor poți să produci necroze cutanate. Dacă injectezi o cantitate mare, dacă injectezi la o persoană care are niște probleme vasculare, poți ușor să înțepi un pedicul vascular și atunci persoana se trezește că pur și simplu îi se necrozează
o bucată de față. Persoana respectivă a venit pentru un tratament estetic, nu să arate mai bine și, practic, începe să aibă nevoie, poate, de îngrijirea unei plăgi, o infarctizare a pielii, care necesită apoi corecții de tip plastii, nu? Care intră în chirurgia plastică din nou. Sau orbire. Câți dintre cei care injectează știu că pot provoca orbirea pacientului? Pentru că dacă injectezi, de exemplu, ridurile de încruntare într-o cantitate prea mare sau intempestiv sau la persoane poate cu niște fragilități vasculare, există o comunicare cu artera oftalmică și poți produce orbire, s-au citat în literatură cazuri. Deci, e foarte plin de responsabilitate, ca să nu mai vorbesc de infecții, de abcese, de și așa mai departe. Și asta la produsele care sunt deja cunoscute și de bună calitate și cu o îndelungă, să spun, carieră în spate. Dar sunt o mulțime de produse insuficiente state, trebuie să o spunem acest lucru, care apar ca noutăți. Dar aceste noutăți, pe cine au fost, unde au fost dovedite că sunt safe? S-a dovedit undeva? Și atunci vine industria care vrea să vândă, tu, medic, ești poate atras de faptul că e nou, dar nu tot ce e nou e bun. E adevărat că tot ce e bun a fost nou odată, dar aici este o graniță. Poate și pacientul dorește. Am auzit, doamna doctor, că s-a inventat nu știu ce substanță. Mă introduceți și mie? Deci, medicina e mult mai complicată decât produse noi și hai să ne luăm și noi o bluziță nouă sau o poșetă nouă. Nu, este foarte plină de responsabilitate, pentru că după aceea trebuie să știm ce complicații poate da. Nu întotdeauna ele sunt explicate, să spun așa, destul de în amănunt de cei care le vând. Ce complicații imediate, ce complicații la distanță, cum tratezi acele complicații. Dacă tu ești un medic care nu ai pregătirea necesară de chirurgie plastică, poate nici nu știi anatomie, dar poate nu știi ce să faci cu ele, nu știi cum să rezolvi. Deci medicul nu ar trebui să facă nicio manevră ale cărei repercursiuni să nu știe să le trateze. Deci numai de acelea e voie să te atingi. Dacă nu știi cum să tratezi, știu și eu, plastii de față sau așa, trebuie să te abții. Despre complicațiile și problemele pe care le putem avea în cazul în care recurgem la chirurgia estetică, vom vorbi însă după o scurtă pauză publicitară.